Ioane, când mă strigă pe un om, e ceva grav. E, acum eu mă duc la să vorbiți. Mitică! Las-o, că vreau să mă bucur. Păi, Mitică, a venit mama. Stai aici, fă. Mă bucur că nu mai pot veni, mă. Zici ce vrei. E, a venit armata la noi? Nu, mă, Mitică, ți-am zis că a venit mama. Uite armata, fă. A venit și tata? Nu a venit încă. E bine că nu a venit. Bă, da, tu ai băut ca să mă faci azi de rușine? Eu te fac de rușine, Fauri. Eu. Asta, Fauri, care cine să te facă de rușine? Măta o să te facă de rușine. Stai liniște. Eu cred că am făcut o mare greșeală, că am invitat-o pe mama și pe tata socru în același timp la ziua mea. Acum, deși te mai bucuri? Că în sfârșit ți-ai dat seama că de proastă ești, fă, dar e prea târziu. Păi eu am crezut că mama o să țină cont că-i ziua mea. Dar nimic, e fix așa cum o știu. Fauric, parcă-l și-o văd, fă, cum vine tata, cu șizmile alea grele ale lui, pantalonii aia verzi, care e rupt așa la un chișor, de la o luptă cu ursul, cu jaca aia verde murdară după atâta vânătoare, cu pușca aia mare de oare, el în spate când era mic, mi-era frică de ea, că era mai mare decât mine, Faurică, cu mâinile și palmele alea bătușite la ta drujbă și cu cureaua aia lată, tare mi-e frică de ea. De ce ți-e frică de cureaua lată? De cu aia mă băte. Eu cred că și-o merita ei, Mitică. Păi hai că eu mă duc la masă, mă așteaptă invitați acolo și să nu mai zic de mama că aia face ca tren ungar. Hai că am plecat. Du-te, că mă bucur de nu mai pot. Mi-ai adus aici ce ți-am șerut? Da, uite. Da, e nostru. Opa! Ia uitați și revine. Aaaa, Miticuță! Da, și faci, vei, Mitică? Să rămâna mama soată. Bine. De la excelent în sus. Bine, pe dracu, stiei, băi. Băi, ați mai făcut ceva la casa asta, hă? Vă zic eu, Nic. Băi, numai băutura aveți în cap, băi. Băi, viață-vule. Mamă, soacră. Și? Vi-l prezint pe Petrica lui Dinel, trompetistul satului, băi. Și uitați, băi, că o să pun și vindea meu la petrecerea aurică, băi. Vindea la bun. Cornelic, atunci vin în pași, băi. Hai, Cornel, mai adus gine cu noi. Scuze-i, Dax. Ia uite, gine de ăsta. Perfect. Mamă, soacră? Ia uite. Un pic. Ei, un pic. Haide, băi, să fie acolo. Băi, Petrica, dar pune și mie. Hai, eu nu spun domn primar, conduce dascălul. A, da. Băi, Petrica, vreau o melodie, băi, care îți potrivească cu mama soacrei. O dedicație aia specială, ia. Hai, fă, nu plângi. Alo. Dar și asta? Încetează, Mitică! Ce? Hai, mamă, soacră! Nu știi și tu de o glumă acolo? Și? Băi, Petrică, bagă o melodie, băi, numai cum tu știi. Ia! Tata! Băi! Dar știi cu panorama asta aici, băi? Toată lumea să plece în afară de neamuri mele! Să-ți! Bună, Dumitru! Bună! Așa.
Așa e mai liniște. Dar tu ce-ai făcut mare, măi, mitic? La mulți ani, Faurică. Mulțumesc frumos, tată, socru. Tată, jindia meu, bine ai venit la noi. Azi-s nervos. N-am prins nica. Nici măcar un iepuri. Sărmâna, doamnă. Bună, mai. Dar tu-și faci, Fauric. Tot nu te înveți minte, nu? Da, și vrei să zici, Dumitru? Vreau să zic, fata asta a ta nu se învață minte să nu te mai chemi la petreșeri, că tu le strângi pe tăti. Da, și vrei să zici, mai, și vrei să zici, același lucru aș putea să spun și eu despre tine, ai înțeles? Numai un nebun poate să vină cu pușca la zoa lui Norsa. Ieta, dacă mai mă faci nebun... Ce se întâmplă dacă eu te mai fac nebun, mai? Ce se întâmplă, a? Ești nebun, ai înțeles? Ieta! Din cauza ta au ajuns copchii, ăștia unii au ajuns, da? Că pe mitică, de mic l-ai alungat de acasă, iar cu fata mea niciodată n-ai fost de acord. Ieta! Știi și? Nici eu nu sunt de acord cu un puțătul de fișor, tu. Mamă, te rog, frumos! Da-și din gură că n-ai dreptul să vorbești! Dumitri, să-ți intri bine în cap! Măi, ești prost crescut și lipsit de manieră. Ieta! Taci! Vezi cum vorbești! Taci! Vezi că dacă mai mă faci, e... Ce-s? Văd eu capul! Mai de mine! Văd eu! Mai da-și amințesc! Și mă doare capul, măi! Mai da-și amințesc! Mai da-și nerău! Văd de mine! Mamă, și-ai pățit! Stai, Fauric! Stai, liniște, Ștefă! Aude, Fauric! Ce-i la Varvara, la vrăjitoarea satului, bă. În două ori își revin. Am știut, fac să ajungi aici. Fauric! Bă, dacă tot e ziua ta, ți-am cu și-o un cadou. Da? Da! Și ai? Un batic nou? Da, Fauric, bă, la mulți ani. Mulțumesc! Dacă în episodul 1 ne-am uitat cu toții la Cupidon în sat, la episodul 2 pandemie în sat, la episodul 3 Aurica însărcinată și cu Mitică peștele de aur, în episodul 4 a venit tata lui Mitică, ei bine, nu ai cum să ratezi episodul 5 de sâmbăta asta, de la ora 20 pe Canal D, pentru că apare o fântână fermecată în sat. Vă las să vedeți un promo. Poate o să fie o zi frumoasă. Mitică! Eu sunt polițistul care se ocupă de ordinea și disciplina acestui sat. Ca aștept și tu, eu, domnșoară de asta de la noi din sat, și dai la ei. Bună, bună, da și bună! Voi vrei să ne iubim o leacă? Eu îl aștept în pat, goală. Voi nu înțelegeți că dacă noi nu facem o escrocherie de aia de-a noastră, ne ducem pe apa sâmbetei? Asta e baghetă magică. Expecto Patronum! Auziți că la noi în sat se află o cântână făcătoare de minuni. Da. Să spune că te place tânără din nou cum ai fost tu când am avut. Îți place ce vezi, părinte? Corneu! Moldovenii, sezonul 2, sâmbătă seară de la 8, la Canal D.